deschiderea școlii sanitare post-liceală Ana Aslan. Noi, elevii Liceului de Arte George Apostu, vă vom prezenta un mic moment artistic înainte de desfășurarea activității dumneavoastră. Primele fetițe care vor urca astăzi pe scenă sunt două fetițe pline de energie și le invit pe scenă pe Alexa Ștefania și Emma Gherganu, duetul Duo Cantissimo, coordonate de doamna profesoară Claudia Vasrache, ce vă vor prezenta piesa Mama Mu. Bună ziua și bine v-am găsit! Thank you.
Mulțumim mult, Mara, și în continuare vă voi oferi și eu două piese și sper să vă placă cât mai mult. I'm going down, down. I feel good. I'm going down, down. So good, so good. I got you. I feel nice. That sugar is mine. I feel nice. That sugar is mine.
aceste două fetițe cu energia lor deportantă, chiar dacă este 13 septembrie, ele ne vor arăta rețeta succesului. Aplauze! Coordonat de domnul profesor Florin Blaj, ce ne va interpreta două melodii de muzică populară. Aplauze, vă rog! Și frumoasă adunare, te-am urit dragi cu
frumos. Hai la hora Marie, hai despre și las fiecare o facă cu voi. Hai la hora Marie, hai despre zăgăi și las fiecare o facă cu voi. Hai plăcă-i cu tăție, ora mea și tați, n-o va din nimeni când o să uitați. Deci măcuțele măi, deci frați mai mici, ca să nu vă râdă, hai măștii cu tine. Da, uite, colo moșne ce îi se vârtesc cu nepoței, că e ora mai cu pomiști, că e joc. Iar din colo mamilii își mă dau cu patilii, doar în care familie îi te-aș vrea. La maicuța venii, voi să mulțumiți, ca să vă răspundă, la noi mai poftiți. Da, uite așa la noi în sat, toată ziua am jucat, trebuie să vă dure poare la orașe mari. Să rog ca să răcării, dar și noi ne-am văzut, că la ora am jucat, că nu-mi trebuie. Vă poftim cu micul mare, săptămâna viitoare, până atunci vă odihniți și din nou vă pregătiți. Și eu plec din ora mare, când îmi mai fă de ceșoare, până acasă, din mulțumim, sănătate și cu bine! Mulțumesc frumos! Și în continuare, invit în scenă o fată foarte frumoasă și foarte talentată, colega mea din clasă chiar, coordonată tot de domnul profesor Florin Blaju. Mădălina Toderașcu. Aplauze, vă rog! Mulțumesc frumos! Bună ziua! Thank you.
Noi am fost câțiva dintre elevii de la Colegiul Național de Artă George Apostu. Eu am fost Ștefan Liche și din 18 septembrie vă invit să mă susțineți la emisiunea Vocea României. Și în continuare, vă invit pe cei doi colegi ai voștri care vă vor prezenta mai multe despre ce veți face voi astăzi, ce veți urmări. Vă mulțumesc mult! Bună ziua, dragi profesori, invitați și colegi! Bine ați venit la deschiderea noului an școlar al Școlii Sanitare Post-Liceale Bacău, Ana Aslan. Gazdele dumneavoastră sunt Ciontu Silvia, cursantă în anul 1, la asistent medical generalist. Și Rafaela Mihai, cursant în anul 3, la specializarea asistent medical generalist. Deschidem! Deschidem festivitatea cu un moment artistic realizat de tânasă Daria, eleva Colegiului Național de Artă, George Apostu Bacău, care va interpreta imnul țării, Deșteaptă-te române. Să primim în aplauzele dumneavoastră! Pe doamna doctor psiholog Mocanu Lăcrămioara, președinta Școlii Sanitare Post-Liceale Bacău, Ana Aslan. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult. Bună ziua și bine ați venit. Eu nu mai am nevoie de nicio prezentare. Cursanții de la Școala Sanitară Post-Liceală Ana Aslan Bacău a făcut-o așa cum trebuie, poate mai mult de atât. Nu vreau să încep momentul meu până nu ridic în aplauzele dumneavoastră pe doamna director Bârzu de la Colegiul de Apostol. Care a realizat acest frumos moment artistic, un moment extraordinar, artistic, coreografic, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Și în toate momentele cheie ale noastre, cursanții de la colegiul dumneavoastră, doamna director, sunt alături de echipa noastră, alături de echipa Școlii Sanitare Post-Liceale Ana Aslan Bacău, alături de echipa Școlii Sanitare Post-Liceale Ana Aslan Onești și nu în ultimul rând la Comănești, fiindcă noi de azi dimineață parcurgem un traseu unde am avut cele trei deschideri de an școlar. În acest moment declar deschis anul școlar 2015-2016 și urăm bun venit bobocilor din anul 1, că văd cei mai mulți dintre ei în sală și nu în ultimul rând cursanților, elevilor de la anul 2 și 3.
După cum bine știți, Școala Sanitară Post-Liceală Bacău, în curând Școala Sanitară Post-Liceală Ana Aslan, este la un moment extraordinar de frumos, la al treilea an în care pășim pe porțile școlii, un an foarte greu, un an în care ultima promoție, și anume anul 3, o să spun că ne va părăsi. E un an greu, un an al acreditării, un an în care atât cadrele didactice din Școala Bacău, nu puține la număr, suntem cam 35 de profesori aici în fața dumneavoastră. Și vreau să le mulțumesc, colegi cu care eu am să fac echipă în fiecare an. Din acest an avem colegi noi și vreau să urăm bun venit doamnei director, Adina Albul, care, profesor Adina Albul, care a intrat din acest an în echipa noastră. Avem nevoie și de ajutorul domniei sale, avem nevoie de cariera sa didactică, avem nevoie ca toate lucrurile să fie așezate așa cum trebuie. Visăm la un învățământ academic, așa cum v-am spus an de an, și cred că aceste visuri ale noastre se vor împlini. Acum 3 ani credeam că peste noapte voi reuși. Nu se poate. Cu pași mici vom pătrunde în învățământul academic. Domnul Ilie Bârsu, să nu ne părăsiți, da? Așa cum spuneam, noi avem 3 specializări, și anume asistent medical generalist, asistent medical farmacist, asistent medical baniofizio-kinetoterapie. În acest an și spre surprinderea noastră, în cele 3 școli, atingem un record, 700 de elevi. Dacă ar fi fost astăzi prezenți aici toți, să știți că nu ar fi avut locuri, vorbesc numai de cursanții de la Bacău. Și anume faptul că din acest an noi am mai deschis o nouă școală, după cum bine știți, la Onești. Este prima serie de cursanți pe care noi am creat-o acolo și pot să vă spun că la Onești s-a bătut recordul. Peste așteptările noastre sunt 200 de cursanți. Mulțumesc invitaților care au reușit să ajungă astăzi, fiindcă oricâtă teorie am încercat noi să facem, profesori, maestri, instructori aici prezenți, care au reușit să ajungă, care nu vor veni în zilele următoare la cursuri, dar teorie fără practică nu se poate. Vreau să mulțumesc public Spitalului Județean Bacău. Nu știu dacă a ajuns doamna director îngrijit, Gianina Pricopi, m-a sunat și mi-a spus că va ajunge. Vreau să mulțumesc Spitalului TPC Bacău, cu care am început o colaborare, și dumnealor, ca totul să meargă bine, ne-au dat-o în echipa noastră pe doamna maestru instructor aici de față, Lidia Tiga. Vă dăm în grijă una din clasele de la AMG, doamna maestru instructor, așa că cum îi crește, așa o să-i avem. Vreau să mulțumesc întregului sistem, acolo unde își găsesc locul asistenții noștri medicali, de toate specializările, și anume Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Și-a anunțat prezența domnul director general Sorin Bârlădeanu. Nu știu dacă a ajuns, dar noi îl așteptăm. Vreau să mulțumesc penitenciarului Bacău, aici de față, prin coordonatorul educațional Cristofor Cristian. Vreau să mulțumesc clinicii New Center, care astăzi este alături de noi. Dumnealor ne-au promis o bursă pentru anul următor și o așteptăm, doamna director, aici de față, da? Nu astăzi. Mulțumesc frumos! Din acest an vom începe o frumoasă colaborare și cu clinica dumnealor.
atât pe baniochinetoterapie, fiindcă dumnealor spuneau așa: avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, pacienții din Bacău au nevoie de noi, iar noi vom sări, doamna director. Și nu în ultimul rând, clinica GTL, dacă a ajuns? N-a ajuns? Va ajunge, o așteptam. Înainte de... voiam să-i dau cuvântul domnului Ilie Bârzu, dar să știți că a fugit dumnealui, dar noi îl așteptăm. Dumnealui este și în Consiliul de Administrație al școlii, este și reprezentant, o să spun, de la Consiliul Local, de la Primăria Bacău. În orice moment în care noi am strigat, dumnealui ne-a fost alături, nu acum. Vă spun asta de 12 ani și mă tot repet. Dumnealui sprijină învățământul, o să spun educațional, ca să nu spun numai învățământul academic. Orice gen de învățământ și oricând am avut nevoie la primărie, dumnealui a sărit și ne-a fost alături de echipa noastră, atât școlară, posticeală, universitară și de orice natură a fost tot ce e legat de învățământ. Înainte de a trece la momentul următor, pe care vreau să-l prezinte colegii mei, vreau să o invit pe doamna doctor Crețu Aur aici lângă mine. Domnul Ilie Bârzu este așteptat. Și doamna director Aldu. Este un moment frumos, un moment pe care colegii mei vor încerca să-l prezinte. Și îi las pe ei să dea tonul, da? După care vom interveni și noi ori de câte ori va fi nevoie. Haideți, doamna director, rămân aici în rezervă, cumva. Mulțumim doamnei președinte și invitaților noștri. Amfitrionii acestui moment sunt Școala Sanitară Post-Liceală Bacău Ana Aslan, sub egida Asociației pentru promovarea învățământului european Bacău. În continuare, prezentăm un moment special pentru școala noastră, premierea cursanților de la fiecare specializare, care au obținut merite deosebite de-a lungul anului școlar 2014-2015. În cadrul școlii noastre avem 3 cursanți care au finalizat studiile cu media generală 10. Valoarea premiului de excelență fiind, atenție, 2000 de lei, reprezentând taxa de școlarizare pe un an. Pentru înmânarea premiului de excelență la specializarea asistent medical generalist anul 2, o invităm pe scenă pe doamna maestru instructor Pauliuc Denisa. Bună ziua! Mă aflu aici cu mare bucurie pentru a primi acest premiu și cu mare mândrie, aș putea spune, pentru că trebuie să înmânez această bursă premiu elevei mele, Ana Maria Pal. Pe scenă, dacă este în sală. Este o elevă tare bună. Dar să știți că la noi, în școala noastră, sunt foarte elevi, foarte mulți elevi buni și foarte buni. Ea a reușit să salte puțin mai mult decât ceilalți și să obțină aprecieri și note maxime la toate obiectele. Din toată inima și poate repetăm figura și la anul. Bună ziua tuturor! Ce pot să spun? Sunt bucuroasă și le mulțumesc profesorilor, dar și
colegilor, pentru că mi-au fost aproape când am vrut să renunț. Mulțumim frumos! Pentru înmânarea premiilor de excelență la specializare, asistent medical de farmacie, o invităm pe scenă pe doamna maestru instructor Ana Anca Galan. Felicitări celor care au obținut aceste premii de excelență. În continuare se vor înmâna bursele de merit cursanților cu rezultate deosebite. Valoarea burselor de merit este de 500 de lei, reprezentând 25% din taxa de școlarizare. Pentru înmânarea bursei de merit la specializarea asistent medical, balneofizio-kinetoterapie și de recuperare medicală anul 2, îl invităm pe scenă pe domnul profesor Rasharaki Bogdan. Bună ziua! Sunt onorat să mânez această bursă de merit pentru rezultatele deosebite obținute la specializarea asistent medical, balneo, fizio-kinetoterapie și de recuperare medicală în anul școlar 2014-2015. Elevei Daniela Mariana Atanasiu. Cineva în sală? Vă rog, unul de ei? Mulțumesc frumos!
Mulțumim, domnului profesor. Pentru înmânarea cursei de merit la specializarea asistent medical generalist, anul 3, o invităm pe doamna dr. Crețu Aura, manager al Serviciului Județean de Ambulanță Bacău. Mulțumesc! Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră pentru al doilea an consecutiv și sperăm să fie mulți ani în continuare. Se acordă bursă de merit elevului Fărcășană Dana Mihaela pentru rezultate obținute la specialitatea asistent medical generalist în anul școlar 2014-2015. Profesor la toate cele trei discipline pe diverși ani, așa, înseamnă și noi ne vom perfecționa în același timp ca și profesori, dar și dumneavoastră. V-ați ales o meserie frumoasă, care implică foarte multă dăruire, dar în același timp și foarte multă responsabilitate. Vă doresc să învățați foarte bine, ca să puteți să profesați în această meserie frumoasă. Mulțumim, doamnă doctor Crețu Aura. Felicitări colegii mele. Pentru înmânarea bursei de merit la specializarea asistent medical de farmacie anul 3, o invităm pe doamna Radu Laura. Bună ziua! Se acordă bursă de merit pentru rezultate obținute la specializarea asistent medical de farmacie în anul școlar 2014-2015, elevei Liciu Ramona Elena. Pentru înmânarea bursei de merit la specializarea asistent medical balneofiziochinetoterapie și de recuperare medicală anul 3, îl invităm pe scenă pe domnul profesor kinetoterapeut Aprofirei Vasile. Bună ziua! Am deosebită plăcere să vânez bursă de merit pentru eleva cateului Dana Ramona. Le-aș da la tot anul meu, dacă s-ar putea. Loredana, felicitările mele. Mulțumesc întregii echipe de profesori care m-au fost alături și în special doamnei Mocanu, care ne surprinde tot timpul cu surprize și emoții. Mulțumesc, domnule profesor kinetoterapeut. Felicitări tuturor elevilor pentru rezultatele obținute și, nu în ultimul rând, profesorilor care au îndrumat. Mulțumim pentru atenția acordată. În continuare dăm cuvântul doamnei președintă Mocanu Lăcrămioara. Mulțumesc. Nu vreau să încep discursul până nu l-am văzut pe domnul Ilie Bârțu să ne transmită cuvântul de la primărie, dacă mi s-a transmis ceva.
Mulțumesc tare mult. E o încântare să fiu prezent astăzi aici. E o bucurie alături de ceea ce înseamnă școala post-liceală Bacău, Ana Aslan. Un lucru extraordinar. Deja are o istorie de al treilea an. Crește, cum am observat eu, alții dumneavoastră creșteți într-un an, alții cresc în 10. E un lucru pe care îl apreciez. Apreciez calitatea a ceea ce se întâmplă la această școală post-liceală, pentru că, dacă nu știți, vă spun, sunt în Consiliul de Administrație al acestei școli și, într-adevăr, ceea ce faceți e lucru de calitate. Am un singur regret, că învățați aici și plecați afară. Mi-aș dori, dragi elevi a școlii post-liceale, să rămâneți în Bacău, pentru că e nevoie de voi și aici. Sunt oameni în suferință care trebuie tratați și voi o puteți face după ce terminați școala post-liceală. Să sperăm să dea Domnul că nivelul salarizării în sistemul medical va fi cel care e normal și vi-l doriți, să nu plecați afară, să rămâneți în țară. De asemenea, ceea ce îmi doresc să vă știu capabili, sănătoși și dispuși de a fi în slujba oamenilor din comunitatea băcăoană. În numele meu, persoana cu calitate de consilier și în numele domnului primar, vă doresc succes în noul an școlar 2015-2016. Noi, în calitate de autorități locale, am făcut, mai avem de făcut, aveți încredere că obiectivele care le-am început le vom finaliza. Nu trece prin momente ușoare. Sunt momente dificile la ceea ce se întâmplă și la nivel local, la nivel național, internațional, cunoașteți foarte bine, dar aveți încredere că vom reuși și îmi vine mintea acum. Suntem o familie, suntem împreună într-o școală cu credință, deci o Sfântă Treime, biserica, credința, școala și familia vor reuși în această comunitate. Felicitări tuturor, felicitări inițiatoare acestui proiect, domnișoara Mocanu, care are o perseverență și o atitudine pozitivă, încurajatoare, care dezvoltă acest proiect pe lângă alte proiecte și merită recunoștința și aprecierea noastră. Felicitări și aplauze! Noi, în moment, am văzut că este o colaborare și am observat-o cu plăcere între ceea ce înseamnă școala sanitară post-liceală și Colegiul Național de Artă, niște copii extraordinari, care sunt a băcăoanilor, care se exprimă extraordinar. Mulțumesc profesorilor, elevilor care s-au exprimat și doamnei director care e aici în sală. Felicitări și dumnealor, pentru că merită, pentru că sunt aici în Bacău. Îmi doresc, doamna director, să ne vedem la aniversarea cântoriei noastre. Peste 10 ani, 20, 30, în fiecare an să ne vedem. Mulțumesc și felicitări. Succes, dragi elevi! Domnul Ilie Bârzu spunea că ar fi de preferat să rămâneți în țară. Doamna doctor, managerul ambulanța Bacău, o să vă dea imediat ceva vești. Eu vă spun că în sală, alături de noi astăzi, sunt partenerii noștri, colaboratorii noștri din Germania. Doamna profesor de limba germană este acolo în colț. Doamna profesor! Dacă anul trecut am amânat, în acest an nu vom mai amâna întâlnirea
la acest curs, un curs gratuit pe care dumnealor îl pun la dispoziție la Școala Sanitară Post-Liceală Ana Aslan, Bacău, Onești și Comănești. Dumnealor sunt dispuși să vină, să vă ia încă din anul 2, adică încă din acest an, cursanții de la anul 2. Dacă ați intrat pe site-ul școlii, dacă nu ați făcut-o, vă rog să intrați. Dumnealor vor să vă invite în luna iulie-august serii de câte 7 cursanți. Dumnealor, o să-i dau imediat microfonul domnului profesor, domnului director Lucian, și o să vă spună dumnealui, mai bine ca mine, de seria câte 7 cursanți. Plecarea va fi luna iulie-august, în serii, cum spuneam, a câte 7, dar nu plecăm la plimbare, nu mergem în vacanță în Germania, ci mergem la muncă. După acel sejur de o lună de zile, dumneavoastră o să decideți dacă după anul 3 o să mergeți la lucru, în baza unui contract pe care dumnealor o să-l ofere. Iar pentru cursanții de anul 3, dumnealor sunt dispuși să vă ia acolo, dacă vă lasă doamna doctor Aura Crețu, din care postul la concurs. A început bătălia, doamna doctor, așa este? Eu vă cedez microfonul să le spuneți mesajul. Mulțumesc! Bineînțeles că mi-aș dori ca să rămână în rândul nostru oameni bine pregătiți, în primul rând.